pe lume ca suporteri, am fost tot timpul corect și vertical, niște... Adică știi foarte bine că mereu am făcut schimb de opinii și de informații pe tema asta. Pentru prima dată în seara asta și vreau să le contrazic pe Tavi, care a jurat publicul, am jurat. Am zis în ghilimele. În glumă spun că ai spus, da, ai zis că a făcut Ian cu ce a făcut. Ok. Bun. Anul trecut am fost la Slatina, alături de echipă și am fost cazat la hotelul pe care deține Răzvan Raț. Și am discutat cu părinții lui Răzvan Raț, care erau foarte supărați că în 2009, în iulie, mint, au 2009 august, la masa presei, s-au certat cu un tip care înjura. După ce s-a terminat Poli Shakhtyor 0-0. Erai tu, care erai extrem de fericit că am eliminat pe Shakhtyor Donetsk. Da? Nu mai știi ce zici, ok. Bun, în 2009, când l-am eliminat pe Lucescu, când ne-am bucurat și tu ai spus, ai vorbit de Ucraina care ne-a luat ce ne-a luat. Cine era patronul clubului? Bun, rău, cum este? Bravo, domnule! Era Mare Neamă. Da, domnule, dar vreau un titlu de campioare. Ce faci eu mai mult? Corect, toți am vrut. Dar să... Mă, gălați, frate, cum ați zis, pizdeia, țara pulică. Bun, rău. Este parte din istoria acestui club. Acum este o altă etapă. E ok. Orice opinia ta, orice părere, orice informație este normal. Dar să nu uităm că de bine, de rău, buni, răi, bucureșteni, părățeni, timișoreni, arăteni, cu toți ne-am bucurat în momentele bune ale clubului. Corect? Acum nu suntem părtași la aceste eșecuri ale politehnicii. Acum ne dezicem de anumite persoane care, într-un fel sau nu, mă refer strict la Tavi, aici. Dar, repet, eu țin foarte mult la părerea lui Tavi, țin foarte mult la opiniile lui și acum, eu vă zic sincer, nu știu într-o săptămână sau două unde voi fi. Și nu am absolut niciun interes să mă dau bine pe lângă public. Însă orice se poate spune de public, însă publicul mereu a fost alături de club. Bun, rău, așa cum este. Cu jurături, cu blesteme, cu opinii mai bune sau mai puțin pozitive. Și când am protestat, am fost la stadion. Eu vreau să vă spun lucru. Peste unul, nu știu unde voi fi, dar Bogdan a intrat pe teren în insulele Feroe. Da. Corect. Oamenii de aici au... Corect. Și, doi, mai departe, repet, poate comit o crimă de lez majestate, în opinia mea. Noi trebuie să mergem mai departe de, pe ideea de Politehnica Timișoara. De ce vă spun? Iarăși, vorbesc din experiența proprie. În 2008, ne numeam Fotbal Club Timișoara. Am jucat cu Partizan Belgrad. Un post local din Serbia m-a contactat pentru intervenție în direct, auzind întâmplător că știu bine limba sârbă. În toate întrebările lor, au spus Politehnica Timișoara. Ștam istite utakmici Politehnike Timișoara sa Partizanom iz Beograda. Nu au zis sa Fotbal Klubom Timișoara, au zis Politehnica Timișoara. În 2009, în Zagreb am întâlnit cu un șofer de taxi. De bine de tine. Nu. Ba da? Da, e bună, bună remarcă. În 2009 am întâlnit cu un șofer de taxi din Zagreb, care a fost în stafful care a organizat în 1984 concertul distinsei muzicene din fost Iugoslavia, Lepa Brena, care a zis așa, eu am fost în Timișoara, ce mai face Politehnica Timișoara? Joacă cu voi. Noi, jucând sub titulatura Fotbal Club Timișoara. Și aici revin la ceea ce a întrebat tema. Cum vedeți voi? Repet, nimic fără Politehnica Timișoara. Poți să pun o întrebare? Te rog, Silvia. Levi, Tavi, Vali, Ștefan, poate să dăfuți oameni din presă. De ce presa sportivă și nu numai tace în momentele astea? De ce nimeni nu are atitudine? De ce nimeni nu are o poziție? Primul rând, eu am fost suspendat de CNA. Dar, în al doilea rând, personal, recunosc că nu
în ultima vreme, oricum, retrăsesem din... Am făcut emisiune cu Maria Olaru la gimnast, Mihai Leu la box, nu știu ce emisiune am făcut, cu Ruibi, cu astea. Că am văzut, domnule, dacă îmi spun părerea și am atâția dușmani și oameni acum care au ajuns la vorba mea, dar acum mai târziu. Eu am zis din 2007, sunt martor casetele alea de la Europa Nova, am zis că nu are rost că în orașul meu să fac dușmani, pentru ce? Mai ales în ideea în care țin cu poli, oamenii țin la fel cu poli, pentru ce să mă cer? Lasă, să facă alții emisiuni, să zică ce vor, treaba lor, să facă ei ce vor cu poli, că eu... Și acum regret, nu-i bine ce am făcut, m-am tras deoparte. Asta este tot, eu nu am nimic mai mult de zis. Levi, n-are cum să zic că Levi nu mai face parte din presă, de alte zile. Navi, cunoașteți cei din jur, Navi, neapărat voi. Navi, permiți să te întreb. Tu ai zis că ești de acord în sfârșit cu opoziția Peluzei, a drucheria, înseamnă că puteai în orice moment să ne chemi... Nu puteam, stai un pic. Opoziția asta a venit în ultimul, eu suspendat de vreo lună jumătate. Și din câte am aflat la București, nu mai am nicio șansă de... Am prea multe bile negre. Am zis o dată de homosexuale, am zis de pațărabia cu un românesc. Nu, ne-ai chemat tot timpul pe ai noștri. Nu, am chemat, să știi. Din care ne-am chemat tot timpul. Tot timpul, tot timpul. Am uitat. Dar trebuie și la Ionuț Suciu și la tine. Da, deci am chemat și... Tot respect. Dar de aia zic că nu ești singur. Tu ai zis că la un moment dat te-ai simțit singur. Nu ești singur. Nu, m-am simțit, crede-mă că m-am simțit foarte singur. Când, pe form, mai ales, greșeala mea a fost că aveam pe formă cu folii. Hai, și eu interviunat și după și până și Bogdan. Acolo a fost o chestie conjunctură la tine, dintr-un singur motiv. În timp ce țineai emisiunea Sărbolii, apăreau pe scroll cum așa. Am repetat de 100 de ori, n-am nicio legătură cu aia. N-are legătură. M-am certat cu Stăniu Iordache de 100 de ori din cauza aia. El avea un război personal cu Marian, nu știu dacă personal. Erai într-un context greșit acolo. Deci tu ziceai spre folie și apărea jos. Da, acum nu mai sunt deloc și eu. Îți dai seama, vede chestia aia, ce zice? Da, asta a fost, deci. Da, e și o chestie. Oricum, să știți că am fost unul din ultimii dinozauri pe sticlă. Da, să vedeți cum poate. A, și a doua chestie cu Giuchici. Acum, dar... Dar n-am nicio legătură eu cu Mima Giuchici. Ce părere avea de Giuchici ca președinte al Politehnicii? Pe bine, nu poate fi președinte al Politehnicii. După el are o gândire haotică. El e foarte bun antrenor de copii și juniori. Ai, nu faci o condamnare. A, nu, știu, nu mă băgam. Pe combinații cu jucători și contracte. Nu știu, sincer, nu știu. Nu, trebuie să vedem ce al lui. Uite, a crescut pe Torge, pe alții. Da, serios. Nu știu și el, el a avut din nou un război personal cu Iancu. El însă și-a atras foarte mult antipatia publicului și nu e normal să vă spun ceva. Eu știu, întrebați, interesați-vă, prin 80 și, anii 80 și începutul anilor 80 și a avut oferte de la Steaua, de la Dinamo, n-a plecat. Era capitan la Poli Timișoara și a zis, eu nu plec de aici. Aici eu am demonstrat toată lumea, rezolv orice. N-a plecat de la Poli, cum au plecat alții. Acum e simplu să ne jurați toți pe mine. Da, simplu. Da, să fie o nici mă interesează. Nu mă mai interesează. Puteți și pe mine să mă jurați, că tot nu mă interesează. Chiar am devenit imun la... Uite, eu cum ei m-am acertat vara trecută? Cu Adi sunt Mortinean, cu oameni care mă cunosc, care știu ce... Păi dacă ajung cu oameni din ăștia să mă întreb dacă eu sunt poli sau... Ce să mă zic? Greșeala mea a fost că am polemizat pe forumul ăla nu cu voi, că pe voi vă știu, cu alții care șmecheri în spatele tastaturii. O altă întâmplare, eram la PAP 33 la un meci cu niște prieteni și îmi zice, uite ăla de acolo, vezi, ăla te tot înjură pe forum. M-am dus, era un băiat de 19 ani, când m-am dus, ne-am băgat mâna aici în gât, a început să tremure tot și zic, nu te băi împiezi, am zis. Să vă răspund și eu, cred că presa nu prea mai contează în ziua de astăzi. Nu cred că mai există presă în Timișoara, dar trebuie să ne uităm, da. Nu e bine să zic. Nu e bine să zic, ce vrei să mă mint, pe mine, să te mint pe tine, hai să nu ne mai minți, că n-are niciun sens. Nu mai există presă în Timișoara, există câteva
site-uri care sunt în spate politic, scriu la... Nu mai zic nimic. Cred că viitorul stă în tastaturile bloggerilor, celor care își fac site-ul și să fie acolo. Oamenii ăștia care zic în pat, cum am fost noi, știi doar. Când am taxat niște piese, toată lumea, și pe Levi l-am taxat, tot timpul. Ideea e să fii ok. Prim-ministru, până și fața. Levi Balin, când a fost la fotbal vest, eu pe Levi știu exact de la fotbal vest și tot timpul am discutat cu el orice. Și fără nicio problemă. Și cred că tot suport. Să vă spun ceva, Tavi. Și e prieten pe Facebook. Să vă spun ceva, Tavi. Nu, dar... Tavi a avut o dreptate. Presa o să fie tot timpul apreciată, dacă nu există presă sportivă. Dacă scrie bine. Nu mai există presă sportivă în România. Ajung la stadion tot felul de pițivoace care țin microfoane în mână și, efectiv, fotbaliștii care trec pe lângă ele, trec pe lângă ziariștii aia care stau acolo pe la stadioane, efectiv, își bat joc așa, se uită în scârbă. Ce mă mai întreb și pe mine aici? Stai în soare aici și urg apele pe tine. Efectiv... Cu ce ați ți-am dat-o sus? Nu, nu e asta. Ștefan, poate trebuie să vorbim. Eu astăzi am primit un mail după 3 sferturi de ani de la un prieten, că suntem prieteni de mici copii, de la Mihai Comșulea, care ține site-ul Sportiv, da? Și care nu... Că și el a uitat în contradicții la un moment dat și cu Drucheria și cu nu știu ce, că a fost destul de critic. El i-a sat din atins mai mult pe alte sporturi decât de fotbal. Și un fel de apel de asta, noi am făcut reclamă la un moment dat pe blogul lui și un apel, nu disperat, dar cumva, domnule, hai ajută-ne că moare tot că nu știu ce. Nu știu, deci trebuie să, și eu cred ca și tine, că nu mai există presă în general în Timișoara, în afară de aia de stat, care, fiind de stat, e manipulabilă, nici nu mai vorbim cum. Și trebuie și voi, ziariștii, care, cel puțin cu oamenii care vorbesc eu acum la masă, fiind că n-am fost întotdeauna de acord și recunosc chestia asta, inclusiv cu tine, aveți un punct de vedere și aveți personalitate și aveți ce spune, da? Trebuie să vă coagulați cumva și să faceți, nu știu, un ziar online, ce Dumnezeu să faceți, că nu pot să... Deci trebuie să vă ocupați. Și noi suportăm, nu știu, deci trebuie să ne organizăm puțin că așa nu se mai poate. Se pare o să că... moară treptat tot. Se pare că nu putem fi altfel decât societatea asta. Mergem cu ea înainte. Am prins norocul aici, am un fulg și cu ăsta închide. Bun, mă scuz, Bogdan, am să te nervezi. Am să te nervezi puțin acum și am să mai țin puțin ridicat atenția oamenilor. Eu aș vrea pe această cale să vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani. Vă rog să nu cedați, să vă exprimați mereu opinia, să fiți aspri, să nu cedați, să țineți foarte mult la numele Politehnica, la tot ceea ce înseamnă tradiția acestui oraș, la tradiția acestui club și vă promit că va veni ziua în care vom fi din nou noi. Nu vreau să sune melodramatic, vă rog eu, nu cedați și fiți la fel, certați-vă mai departe cu toți, așa cum ne-am certat noi toți anii ăștia din 2005 încoace, fie aici, fie la ta. Vă rog, fiți voi înși vă și va fi bine. Trebuie să nu ne certăm între noi. Trebuie să ne certăm între noi, fiindcă numai între noi putem găsi niște idei și niște variante foarte bune. Te rog, Ani, acum, cât vorbim mai mult, cu atât e mai bine, că le nervez puțin pe Bogdan, dar așa trebuie să fie. Ne certăm între noi, să ajungem la un sens care cât de cât la
care cât de plâng să ne zică ce-i corect. Dar trebuie să nu ne renunțăm la ideea de poli, dar dacă noi, ca suporte, ca Peluza Sud, am dat comunicatul ăla și cumva, cred că toți ne încadrăm în comunicatul ăla, din Peluza Sud, din câțiva din Tribuna 2, oameni care mai vin la stadion sau care poate nu mai vin la stadion. Și credem că în momentul ăsta, pentru Poli, e bine să plecăm din Liga 5-a. E ok și mai zici tu. Dar noi zicem că ne coagulăm în jurul Poli ăstea. Ce zic? Poli ăstea fiind care? Poli ăstea Poli, echipa Politehnicii de fotbal. ASU Poli. ASU Poli. Despre asta vorbesc. Dar e să nu uităm de Poli. Poli în momentul ăsta, asta reprezintă. De numele ăsta e reprezentat. De ASU Poli, de echipa asta. Colegul din stânga dumneavoastră are de rog. Sau nu? Da, asta. Am vorbit să cred că, ăsta e momentul de poate. Vă dați seama ce frumos ar fi să meargă 2000 de poliști în toamnă la Igriș, domnule, la Sfânt Petru Mare, da? Păi facem prăpăd acolo prin Cârciu. Vă spun eu, auzi, eu aseară până la două noapte am stat în Birda Sâr Andrei, domnule, cu prietenii mei din sală acolo. Nu e nicăieri mai frumos ca la țară. Nu ne strică un pic, domnule, asta e o purificare, domnule. Trebuie să plătim niște păcate. 2000 și 2002, când am luat locuri pe nedrept. Trebuie să plătim păcatele astea. O luăm de la capăt frumos și în vreo 3 ani sau când suntem, în 4 ani suntem în divizia și din primul an, după ce promovăm, luăm titlul național. Ne construim pe băieții ăștia de 95, de 96, da? Există o diferență foarte clară între acest suport care inclusiv a trecut în B, a făcut deplasări foarte frumoase. Sunt unele chiar cele mai frumoase. La Oradea, la Felix, cu finalizarea la Surduc și alte minuni de genul acesta, care chiar au fost frumoase din unele plăsărilor. Din punerea suporterilor. Deci asta este o chestiune. Dar asta este doar o parte foarte mică a suporterilor, acei hardcore, cum spun eu. Microbiștilor adevărați, Peluza Sud, cum zice Aria, în urmă parte. Și clar, așteptare, aș spune cu chilimelul chiar, electorală. Adică cei care vezi la televizor și le place să vadă știri despre Poli. Uite, cum era clișeul ăla? Minunata gărărie, minunatul public Timișoara. Era un clișeu. Și care foarte mult se identificau, privind la televizor acel clișeu. În niciun caz fiind acolo, minunatul public Timișoara, care la Târgu Jiu a fost o gardă, a gaze, nu povestesc ce a fost acolo. A fost arestat. Da? A fost arestat? Fiind arestat. Bravo! Da. Deci ce vă spună? Deci există o diferență foarte clară cu acest public, între suporteri, suporteri și consumatori, cum spunea domnul Chelbea. Și chestiunea asta, inclusiv am trecut, s-a văzut. Domnule, acel hardcore, au fost în deplasări, au fost și pe stadion, deși în ultimul timp, hai să fim serioși acolo. Da, am invadat terenul, știi? La ultimul meci am invadat terenul, nu? Am invadat, da, nu ne-am... În divizia, promovat, am fost... Câți am fost? 100? Așa, ce? Am fost 150, așa. Zic asta vă zic acum. Că există clar o fractură clară între suporturi de televizor, cei care citești știri, care culmea, sunt activi online, care sunt activi în rețele sociale. Snob este un cuvânt elevat, aș putea spune. Că n-am fotbal, să spune snob, sună puțin, sună post-modernism, ca să spun așa, în termenii noastre. Este clar o factură. Între cei care merg, care se identifică cu politenii, care simt ceva și care își dau seama că, domnule, nu este ok să faci acesta sau alta. De ce? Fiindcă ai fost acolo, ai fost în mijlocul lucrurilor. Ai suferit, ai vorba aia, bordul, nu? Pizdeia la galați. E o chestie. E purificare. Deci e o călătoria aia, mi-ai făcut călătoria de personalitate. Cum e povestea aia așa. Na. Și asta spun eu acum. Clar că prin vremurile noastre, post-modernistea, spune eu,
Suporterul modern, în care toți se așteaptă să stea cu hamburgerul, Coca-Cola și o bere fără alcool, în cazul României, care are nevoie, Germania, voi, Germania, Germania, așa. Dar noi nu avem fără acolo. Deci este foarte clar o ruptură și o fractură și în privința opiniilor. Uitați-vă ce opinii au alții și cum spun, da, domnule, ce contează? Ce să stăm, să așteptăm 7 ani cu tot felul de chestiuni retorice? Gen...